Bună dimineața din nou tuturor! Cum am spus încă de ieri, rămânem la vreme foarte frumoasă și nu ne dezicem de codul galben de caniculă, ce va fi activ în vest și sud-vest, iar prin Banat, Crișana și vestul Olteniei vorbim de temperaturi de până la 38-39 de grade. Valul de căldură o să se intensifice, astfel că indicele temperatură umezeală o să depășească pragul critic de 80 de unități. Spre seară însă este posibil să avem perioade cu averse în jumătatea de nord-est și la munte. În Maramureș vom avea o nouă zi caldă cu soare generos, dar spre seară sunt așteptate ceva ploi de vară. Astfel, temperaturile vor atinge valori maxime de până la 33 de grade în Sighetul Marmației, 34 în Baia Mare și 35 de grade în Satu Mare. Foarte cald va fi astăzi și în Crișana. La prânz, termometrele vor indica 37 de grade, atât în Oradea cât și în Arad. Bănățenii vor avea o zi fierbinte la propriu. Mercurul din termometre va urca astăzi până la 36 de grade în Reșița, 37 în Lugoj și 38 de grade în Timișoara. Meteorologia anunță o zi caniculară și în Oltenia. Valorile termice vor urca așadar până la 34 de grade în Slatina, 35 în Craiova și Târgu Jiu și 37 de grade în Drobeta, Turnu Severin. În Transilvania vom avea o primă parte a zilei cu cer mai mult senin, dar după amiază și seara sunt așteptate ploi scurte de vară, astfel maximele termice vor atinge 28 de grade în Miercurea Ciuc, 31 de grade în Brașov, 33 în Zalău, Bistrița, Cluj-Napoca, 34 la Târgu Mureș și 36 de grade în Deva și în Alba Iulia. În Moldova vremea va fi în general frumoasă, dar în cea de-a doua parte a zilei este posibil să apară ceva ploi. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 28 de grade în Suceava și 32 de grade în Bacău, Botoșani și Vaslui. Dobrogenii se vor bucura de vreme însorită, dar nu este exclus să apară și câteva reprize scurte de ploaie. Termometrele vor indica la prânz 26 de grade în Sulina, 28 în Constanța și 31 de grade în Cernavodă și în Tulcea. În Muntenia se anunță soare și temperaturi ridicate. Se vor înregistra astăzi 31 de grade în Buzău, 32 la Ploiești, Slobozia, Călăraș, 33 în Pitești, 34, poate chiar 35 de grade în Alexandria și în Giurgiu. Nici capitala nu scapă astăzi de caniculă, la prânz vom avea undeva la 35 de grade. Zilele următoare aduc în continuare soare și maxime de până la 35, poate 36 de grade. Așadar, a doua decadă a lunii cuptor aduce într-adevăr temperaturi fierbinți, dar și ceva precipitații de vară trecătoare. Momentan stăm destul de bine, cum este și normal pentru această dată. Bucurați-vă de soare, de ce nu? Cam atât despre vreme. Momentan să aveți o zi excelentă. Răzvan?